Dacă vreți să știți care va fi starea voastră de spirit în acest an, atunci nu trebuie să uitați de babele de martie. Începând cu 1 și până pe 9 martie, se alege o zi sau o babă care va anticipa starea de spirit, norocul și predispoziția fiecăruia până la babele din anul următor. Alegerea babei se poate face în două moduri: alegerea unei zile oarecare între 1 și 9 martie sau în funcție de data nașterii. Însă, dincolo de acest joc, babele simbolizate de Baba Dochia nu reprezintă altceva decât ultima luptă care se dă între iarnă și primăvară. E un prilej pentru tot felul de obiceiuri oraculare, de ghicire a ceea ce se va întâmpla în restul anului. Și dacă era și o sărbătoare, oamenii se strângeau la un loc, petreceau și băieții își puneau câte o babă ca să vadă în funcție de cum a fost timpul în ziua respectivă, ploios, urât, noros, frumos, așa că așa va fi soția pe care o vor lua. Femeile obișnuiau să își aleagă o babă pentru a vedea cum le va fi bătrânețea, iar agricultorii fixau 3 zile reprezentând anotimpurile iarna, primăvara și vara pentru a ști dacă zilele vor fi ploioase, însorite sau cu vânt. În timp, tradiția s-a modificat, iar obiceiul a fost adaptat la propriile reguli și convingeri. Tradiția, într-un fel, se păstrează, dar nu așa cum este ea. Pentru că, în fond, orice sărbătoare trebuie să știi câte ceva despre ea, trebuie să știi locul în care se face, gesturile care se fac, vorbele care se spun, pentru că aia, altfel o secătuiești de conținut și ea mai devreme sau mai târziu va muri. După ce se termină zilele babei, încep moșii, cunoscuți popular și sfinții. Spre deosebire de babe, considerate rele, moșii sunt buni, așa că și vremea va fi mai frumoasă. Apoi încep zilele împrumutate, zilele berzelor, mieilor, rândunicii, cocostârcului, care într-un fel amintesc de venirea păsărilor călătoare și de nașterea mieilor sacrificați de Paște.